Sí, sorry, sorry. Hello, hello, salut, salut. Aș vrea să încerc să fac o baterie. Cum? Nu știu dacă a făcut cineva până acum. Dar aici avem o bară de magneziu. Ok, din care folosesc ei să aprindă focul cu ea, știi? Aici punem niște sare. E sare normală, sare fină de bucătărie. Cred că aș putea să folosesc și altceva, habar n-am. Ok, acum cred că mai trebuie un pic. Ok. Laveta mea este un pic umedă. N-am idee dacă trebuia un pic mai udă sau nu, dar încercăm așa. Deci rulăm în laveta de bucătărie. Ok. Rulăm, rulăm bara de magneziu. Ok. Când am ajuns la capăt, logic și normal este să ne oprim. Și aș vrea să încerc să pun această sârmă de cupru. Un pic groasă, dar cred că e ok un pic mai groasă. S-ar putea să aibă amperajul mai mare. Ok, și rulăm sârma de cupru. Ok. Nu prea facem noi ceva chiar așa super frumos și arătos, dar e un experiment. Așa că nu este problema. Ok, cam asta ar fi. Acum. Haideți să încercăm să mai rulăm încă una. Invers. Hop, 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 hop. Sare, ca de obicei. Ok. Este sare normală, sare de bucătărie, să nu credeți că pun altceva. Nu, cutia să vă arăt acum e la bucătărie, dar este sare normală. Și am să adaug niște bănuți. Sunt bani de Anglia, de 2p, nu se mai vede pe ei, mai folosit toată. N-am idee dacă se mai vede pe vreunul. Da, pe asta cred că se vede ceva. Ok. Sper să fie la fel de funcțional ca prima oară. Presupun că nu s-au deteriorat de tot. Și mai punem și mai învârtim. Hop, hop, hop. Și încă 2. M-am gândit să folosesc 6, să vedem care, cum și în ce fel, dar n-am idee dacă este ok așa. Încercăm. Acum, haide să încercăm să o lipim. Este un experiment, să nu credeți că am făcut cine știe ce. Vreau să mă joc și eu un pic de plictiseală. Să vedem dacă reușim să facem ceva cu câțiva bănuți de cupru. Și o bară de magneziu, un pic de sare. Ok, și un pic de apă. Hai să zicem că ar fi
Ok. Acum, tare, sunt curios dacă reușim să facem ceva. Să izolez un pic, să nu care cumva să atingă bara de magneziu cu cea de cupru. Ok, cred că e suficient. Ok. Hai să încercăm acum. N-am să tai sârma, s-ar putea să mă întrebească la alt experiment. Poate demontez și nu e ok. Cine știe, n-am idee. Vedem dacă merge sau nu merge. Hai să punem un clește. Stai un pic. Un pic avea unul. Așa. Ok. Asta ar trebui să fie plusul, cupru. Punem cleștere mic. Celălalt clește ar trebui să fie minusul. Ok, punem așa. Ok, presupun că se vede. Da, se vede. Aparatul de măsură ar fi aici. Hai să încercăm. Așa, să vedem. Deci, eu cred că se vede la noastră. Are 1,3 volți peste. Cred că este suficient. Să vedem dacă are și un pic de amperaj. S-ar putea să-mi învârtă și un motoraj. Da, avem și ceva amperaj. Cred că e binișor. Ok, hai să oprim asta. Vă mai arăt încă o dată, să nu credeți că am făcut vreo... Ok, aici ar fi pe 2V. Mi arată 1,24. Upsi, crește. Bun așa, bine, bravo. Și acum să-l oprim și am să folosesc aceste fire să încercăm să pornim motorașul. Neavând încă o mufă la fel ca asta pentru baterie. A, și funcționează. Este... Cine mă puși pe mine? Este ok. Bravo! Deci am făcut treabă cu o bară de magneziu, cu un fir de cupru, cu câțiva bănuți de cupru. Îmi pare rău că nu vă dați seama cât de repede se învârte. Ok. Nu este exagerat pentru că are 1,3V și nu are suficientă putere să vă facă un pic de aer când sunteți în tramvai. Dar, în schimb, funcționează. Deci, este firul de la el. Ok? Și acesta este, da? Schimbăm firul, poate credeți că e ceva la mijloc. Și îl punem pe ăsta. Ok? Deci nu are motor și nicio baterie. L-am legat așa să nu care cumva să mi se rupă firele. Ok? Și mai încercăm o dată. Este un... Uitați, se vede clar, da? Aici sunt legăturile. Ok, vă mulțumesc frumos. Eu am fost Dan și sper că v-a plăcut videoclipul. Nu este nevoie să-mi vedeți fața, nu sunt prea drăguț, sunt și chelios. Așa că ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!